Bună seara! Bună seara în emisie directă Talk Show. Bună seara 545065 sau bună seara rontrm.md sau folosiți pagina noastră de Facebook. Mesajele venite în timp util și, bineînțeles, decente vor fi proiectate pe ecran. În această seară vom învăța cum trebuie să învățăm un copil să devină om mare. O invit în platou emisiunii Bună seara pe Ministrul Educației, doamna Maia Sandu. Bună seara! Bună seara, bine ați venit la noi! Vă rog să luați loc! În abecedarul meu scria în felul următor: da, a fost copil și Lenin, da, a fost și el școlar. În abecedarul dumneavoastră probabil la fel, sau nu? Nu mi-amintesc, au fost multe lucruri frumoase, probabil era și partea asta. Dar categoric copil ați fost? Categoric am fost. Unde? Unde ați fost copil? Unde am fost copil? Localitatea de Baștene, mă întrebați. Exact. Am fost copil în satul Risipeni, Raionul Fălești, Republica Moldova. Ați mers la grădiniță? Am mers la grădiniță, dar pentru o perioadă destul de scurtă. De ce? Nu mai amintesc exact. Am mai petrecut mult timp cu bunicii. Cred că îmi plăcea mai mult la bunici să stau decât la grădiniță. Și eu am fost exact o zi. Și am găsit o breșă pe sub poartă grădiniței. S-a schimbat ceva între timp, doamna Sandu? Bine, asta cred că trebuie să întrebăm, să întrebăm pe cei care erau și atunci la grădiniță și acum la grădiniță. Eu nu merg prea des, din păcate. Mai discut și eu cu cei din sector. Mergem acolo unde trebuie să deschidem o grădiniță, acolo unde am deschis o grădiniță, dar cred că discutăm astăzi cu toată lumea dacă s-a schimbat ceva la grădiniță sau nu în aceste decenii. De ce a demarat această campanie? De ce era imperativ nevoie de ea? Bine, cred că trebuie să pornim de la un număr impunător de studii în domeniu care aduc dovezi că investiția în educația timpurie este foarte importantă. Deci cu cât mai devreme începem să investim în aceste servicii educaționale, cu atât mai bune sunt rezultatele pentru copii și mai târziu pentru tineri. Și din punct de vedere a posibilității lor de a se integra în societate, dar și din punct de vedere a competitivității lor pe piața muncii. Știu că ați stat foarte mult în afara țării. Cum se întâmplă lucrurile acolo? Nu am stat chiar atât de mult. Eu am stat în Statele Unite ale Americii. Acolo sunt diferite forme de servicii educaționale. Este mai dezvoltată educația privată decât în Republica Moldova. Evident că calitatea serviciilor educaționale în Statele Unite este, inclusiv la această treaptă, este mult mai bună. Bine, dacă vorbim despre o educație timpurie la nivel, ați putea spune că undeva în Republica Moldova lucrurile se întâmplă mai bine, în altă regiune se întâmplă mai prost lucrurile sau e cam la fel? Bine, cred că există o diferență de calitate între urban și rural. În favoarea urbanului, exact, din păcate. În favoarea urbanului, din păcate. Trebuie să recunoaștem că aici, până când reușim să asigurăm o calitate mai bună, dar eu vreau să spun că în ultimii ani noi am reușit să îmbunătățim accesul copiilor și în rural, pentru că a crescut important această rată de înrolare în învățământul preșcolar din 2008 până în 2012, ajungând la 82%. Evident că nu asigurăm accesul total așa cum ne dorim și cum ne propunem, dar este un progres important pe care trebuie să-l apreciem. Urbanul în studio emisiunii Bună seara, domnul Alexandru Ciuvaga, șeful Direcției Raionale Învățământ, Tineret și Sport Ungheni. Bună seara! Bună seara! Bine ați venit la noi, vă rog să luați loc! Domnule Ciuvaga, în desfășurătorul meu scrie că acum 4-5 ani raionul dumneavoastră Ungheni era cu cele mai puține grădinițe. E adevărat sau nu? Da, e adevărat. Într-adevăr, venind în direcția de învățământ, tineret și sport, am constatat că cam multe localități sunt private de posibilitatea de a avea grădiniță și copii în aceste grădinițe. Și atunci am început a acorda o atenție mai mare, având și sprijinul autorităților raionale, și am proces la un proces mai de lungă bătaie
Și vreau să vă spun că în 3 ani am reușit să deschidem 13 grădinițe. Înțeleg că toate satele din raionul dumneavoastră sunt completate sau există acele grădinițe de copii. Mai avem un sat. Care e el? Agronomovka. Un sat vorbitor de limbă rusă, care transportăm copiii în satul vecin la Pârlița. Dar ne-am propus pentru anul 2014 să deschidem și acolo grădinița. Spuneți-mi, cum ați reușit în timpurile noastre complicate, în timpurile noastre când economic lucrurile nu prea merg? Ei, să știți că nu e chiar așa, că nu merg. Merg dacă se vrea. Am avut norocul în mai multe localități unde am deschis grădinițe să conlucrez cu primari care, într-adevăr, au acordat atenție cuvenită și ca organizator, și ca finanțator, și ca căutător de finanțe, pentru ca, până la urmă, să reușim să facem. E un proces acum, școlile au mai puțin copii. Și atunci, când s-au construit... Satele au mai puțin oameni, din păcate. Da. Și iată, în școli au rămas vitrege atelierile școlare, care este o construcție în curtea școlii. Și atunci, mutând atelierul sau educația tehnologică în clădirea propriu-zisă, au rămas aceste clădiri neutilizate și dacă e să le înzestrăm cu tot ce trebuie, devin niște grădinițe minunate și... În proiectul Codul Educației se vorbește despre complexele educaționale. Este un prilej foarte bun pentru a crea aceste... Când grădinița și școala se află în apropiere una de alta și este o continuitate. De fapt, nu este un lucru periculos? Copiii mai mari nu-i pot domina negativ pe cei mai mici? Nu. Noi o să încercăm să prevenim aceste situații și de aia scriem foarte clar că sunt niște condiții sau vor fi niște condiții foarte care vor trebui să fie întrunite înainte ca acest complex să poată fi deschis. Și asta înseamnă și intrări separate, deci mai multe lucruri care se vor regăsi într-un regulament special. Dar credem că este o opțiune bună, să fim mai flexibili, în special acolo unde avem localități foarte mici, unde avem foarte puțini copii de vârstă preșcolară și nu prea mulți copii de vârstă școlară, ca să putem să asigurăm aceste servicii în toate localitățile. Doamna Sandu, această inițiativă costă, pentru că în lumea modernă toate lucrurile costă. De unde luați banii sau de unde vreți să acumulați acești bani? Bine, noi deja prin lege spunem că statul asigură acces la servicii educaționale pentru cei de vârstă preșcolară, deci de la 3 la 6-7 ani. Este adevărat că nu avem peste Dar până la 3 ani ce se întâmplă? Până la 3 nu ani sunt copii? Sunt copii și acolo avem o situație, deci până la un an jumătate statul achită sau plătește niște indemnizații pentru mame ca să poată să-și îngrijească copilul. Asta nu înseamnă că de la un an jumate la trei nu oferim aceste servicii, le oferim acolo unde avem spații, din păcate nu peste tot avem un număr suficient de locuri, și acolo unde există resurse, inclusiv din partea administrației publice locale. Este bine și trebuie să ne propunem ca să acoperim și acest segment de vârstă, dar până ajungem acolo, cel puțin să ne onorăm obligațiunea ca cei de la 3 la 6 sau 7 ani după alegere să toți să aibă acces la aceste servicii. Obligațiunea ministerului începe la 3 ani sau totuși obligațiunile încep ceva mai înainte? În lege se spune de la 3 ani. Asta este obligațiunea statului. Și vreau să spun că mai avem încă peste 100 de localități unde nu avem instituții preșcolare. Și acolo încercăm încet să construim aceste servicii într-o formă sau alta, pentru că nu peste tot poate exista o instituție preșcolară în forma tradițională. Pot exista și tot felul de servicii de alternativă, putem să vorbim de grădinițe care sunt servicii private și așa mai departe. Trebuie să creăm doar spațiu. Asta sunt accesibile în zone urbane. La sat nu cred că pot exista grădinițe alternative sau cu plată. De tip familial. De ce să nu existe grădinițe de tip familial? Asta nu înseamnă neapărat cu plată. Eu aș fi pentru în toate mahalalele din satele Republicii Moldova, dar cred că este imposibil. Trebuie să explorăm aceste posibilități.
Asta nu înseamnă că statul nu trebuie să contribuie. Poate exista o instituție de tip familial, o grădiniță de tip familial. Haideți și statul să visăm, doamna Sandu, dar totuși nu suntem la o emisiune de vise, o să vă invităm la altele. Până la urmă, spuneți-mi, forme de cotizare sunt și alte forme în afară de stat. Părinții plătesc bani ca odrasla să ajungă într-o grădiniță? Nu. Ca odrasla să ajungă în grădiniță, părinții nu plătesc bani. Dar ca să stea în grădiniță? Ca să stea, da, pentru că când e vorba, statul răspunde de educație, dar părinții contribuie la partea lor în alimentare, copiilor în alte chestii, deci este și partea. Păturile vulnerabile, primăriile, au posibilitate și fac lucrul ăsta, scutesc de plată complet sau 50% din cei ce trebuie să achite un părinte. Deci vulnerabilitatea este lăsată la latitudinea primarului sau... Nu, la latitudinea Consiliului... Pentru că acolo începe corupția, Consiliului local, nu, că este Consiliul Comunei, Consiliul Sătesc, sau este numai decât și Comisia pentru Drepturile Copilului. Deci, înțeles. O comisie care verifică altă comisie pentru a anula o eventuală corupție. Să zicem, dar nu, eu nu cred. Bun, eu trebuie să lăsăm, în Republica Moldova trebuie să lăsăm computerul să facă lucrul ăsta. Am fost consilier comunal mulți ani și am o experiență în domeniu. Interesele copilului prevalează și se pun pe primul plan, nu se pune... Doamna Sandu, trebuie să le băgați câte o cameră de luat vederi la cele consilii. Bine. Și chiar n-am ironizat. Pentru moment... statul alocă câte 9.000 de lei pentru fiecare copil și, atenție, alocă câte 9.000 de lei pentru toți copiii de vârstă preșcolară, nu exact pentru cei care merg la grădiniță. Deci aici trebuie să ne asigurăm că administrația publică locală transferă absolut toți banii la grădiniță și nu folosește acești bani în alte scopuri. Nu spunem că este o sumă foarte mare, dar este o sumă suficientă și dacă urmărim bugetul și ne asigurăm că toți banii transferați de stat pentru aceste servicii ajung în instituție, atunci ar trebui să ne ajungă pentru niște servicii decente. Și dacă copiii mai au noroc de niște părinți gospodari, lucrurile se întâmplă categoric și mai bine. Pentru că educația copilului până la urmă trebuie să rămână primordial în mâna părinților. M-a impresionat o idee, vreau să o verific dacă este adevărată. Invităm la o emisiune Bună Seara pe domnul Petru Fripțuleac, primar statul Stâmpia, raionul Părești. Bună seara! Bună seara! Bine ați venit la noi! Bine l-am găsit! Faceți-vă comod într-un fotoliu. O să-i spun istoria oilor. Ați avut niște oi, da? Au avut cetățenii oi, primăria nu a avut oi. Am înțeles. Cetățeanul Fripțuleac a avut niște oi, înțeleg, da? Da. Și ce s-a întâmplat cu ele? Domnule, oile astea au fost ca cota valorică tuturor cetățenilor din comuna Scumpia. Mm-hmm. Au fost împărțite de câțiva ori la lideri. Și acum au rămas... timp de iarnă, vreo 200 și ceva de oi, care lumea nu mai știe ce să facă. Le revine la fiecare cetățean câte 4 lei din oaie. Și atunci cum să împărțați cu oaie la atâția cetățeni? Au hotărât să le vândă și banii ăștia care de pe oi să le deie în folosul grădiniței. Le-au transferat de acum în asociația a părinților și pedagogilor 86.000 de lei. Care e o sumă colosală pentru lucrările care ne-au mai rămas de acum în grădiniță. Deci ați vândut oile ca să reparați o grădiniță. Exact. S-a votat pentru vânzarea oilor. Unanim. Bun. În ce stadiu este această grădiniță acum? Grădinița acum e sfârșită, lucrările de reparație de acum s-au terminat. Acum sunt lucrările de finisare. Așteptăm de la Ministerul Educației o parte din mobilă care ne-au promis că o să ne deie. Și celălalt mobil, de acum am dat comandă, ca pentru 120 de copii să avem mobilier, tot ce e necesar. Domnule Fripțuleac, toată lumea din sat a avut cota parte din aceste ori? Da. Deci toți copiii satului
sunt în... cei de vârstă preșcolară, evident, sunt în cap în această grădiniță. Nu. Nu. Și atunci ce se face cu partea oii care avem, nu... Avem copii de la vârsta, de la un an până la trei ani, pentru creșă, mai avem 120 de copii. Grădinița care acum se va deschide în curând, e pentru 120 de copii de la vârsta, de la 3 până la 7 ani. Am înțeles. Haideți să mai vedem o experiență pozitivă în astă seară. Doamna Tatiana Cociu, directorul grădinița Povestea din orașul Istoreni. Bună seara, doamna Cociu. Vă rog să luați loc. Și să ne povestiți pe scurt povestea grădiniței dumneavoastră. Povestea unei grădinițe care se cheamă chiar așa, Povestea. Care e povestea ei? La Nisporin, cu adevărat, avem o grădiniță în care este ca într-o poveste. Adică copiii se simt bine, mediul este exact organizat în așa mod ca copiii să beneficieze de toate momentele copilăriei. Și la general, povestea, denumirea de poveste este foarte aproape de vârsta copiilor, adică vârsta preșcolară. Eu înțeleg că în această poveste a dumneavoastră ați încercat să o faceți și mai poveste. Grădinița este o grădiniță inclusivă, este sau nu adevărat? Da, este adevărat. Deci vin copii care au anumite probleme de sănătate. La general, grădinița este cu activitate obișnuită, doar că noi ne-am străduit să includem în grădiniță și copii cu unele nevoi speciale, copii din familii social vulnerabil și inclusiv am încercat și cu dizabilități. Care, până la urmă, este reacția părinților, celorlalți părinți, pentru că moldovenii, până la urmă, au o mare problemă cu stigmatizarea. La început nu a fost ușor. De fapt, noi am beneficiat de proiectul Inițiativ de Acțiune Rapidă, Educație pentru Toți, din care un obiectiv anume era includerea copiilor din societate și anume copiilor cu nevoi speciale, copii din familii social vulnerabili. Și am luat-o ca pe o responsabilitate. De fapt, pentru început, nici nu știam că și la noi, în Isporeni, sunt copii anume cu unele nevoi speciale. Până la urmă, am inclus copiii cu nevoi speciale ca o încercare. Dar a fost să fie reacția copiilor, este una adecvată, copiii, de fapt, nu discriminează. Mai greu ne-a fost nouă adulților, fiindcă nu cunoșteam, în primul rând, reacția tuturor, nu cunoșteam strategiile, nu cunoșteam activitatea și inclusiv reacția părinților. Dar până la urmă am învățat împreună, prin diferite activități, am învățat că avem toți de beneficiat în cazul respectiv. Deci să înțeleg că problemele nu erau în câmpul copiilor, dar erau în câmpul maturilor. Mai mult de asta vreți să creați un centru comunitar educațional pentru părinți? Da. La ce ar fi nevoie de el? Avem un centru de resurse anume pentru părinți și am avea nevoie foarte mare și de o sală de sport pentru acești copii, fiindcă i-am inclus în grupele respective, dar oricum, neavând specialiști în grădiniță, mă refer la psihopedagog și inclusiv la kinetoterapeut, fiindcă avem copii și cu unele deficiențe fizice, și referitor la centru ar fi nevoie, fiindcă părinții vor beneficia în cazul dat de cât mai multe informații. Adică și consider că ar fi foarte bine. Am avea o... Fiindcă în fiecare an adică sunt copii diferiți. Copiii frecventează până la grupa pregătitoare, pleacă în continuare și noi în fiecare an încadrăm copiii, adică în dependență care este necesitatea. Am înțeles. Ministerul face ceva ca această verigă să nu se rupă, deci pleacă copiii din grădiniți în școli.
Cum asigură această virigă continuitatea acestui lanț? El contează foarte mult pentru personalitatea aia mică. Deci vă referiți la pregătirea pentru școală. Exact. Da, Ministerul spune și în proiectul Codului Educației, și acest lucru a existat și în trecut, vorbește despre obligativitatea acestei grupe pregătitoare, pentru că în rest este la discreția părinților. Noi trebuie să asigurăm accesul acestei servicii, dar este la discreția părinților dacă vor să-și dea copilul la o instituție sau nu. Ori noi credem că este foarte important să treacă copilul printr-o perioadă care se numește grupa pregătitoare, care îl pregătește pentru școală. Și este foarte important ca, în special, cei din sectorul educațional să înțeleagă că asta nu înseamnă să învățăm literele și cifrele și să facem ceea ce facem clasa întâi. Asta înseamnă să ne pregătim de școală, să ne pregătim de o perioadă a vieții. Deci, ce înseamnă să lucrăm în echipă, ce înseamnă să învățăm, doamna, ce înseamnă să ne pregătim. Dar ce se întâmplă cu 137 sau 157 de sate de Republica Moldova care nu au grădinițe pentru copii? Corect. Deci este ei nu merg la școală? Este o problemă, da, ei nu merg la școală. În anumite localități, acești copii fac grupa pregătitoare în școală, ei merg la școală, doar că vin la școală nepregătiți. M-am speriat, m-am speriat că nu merg în general la școală. Toată lumea merge la școală, doar că în unele din aceste localități copiii nu au acces la un serviciu de pregătire sau la, știu eu, un sprijin pentru a se pregăti înainte să meargă la școală. Și pentru aceștia noi ne gândim care ar fi soluția. O soluție ar fi acolo unde există școală în localitate, pentru că acum avem și localități unde nu există școli și unde copiii trebuie să meargă în altă localitate, ca ei să facă această grupă pregătitoare în școală. Unde nu, trebuie să venim cu servicii alternative. Și dumneavoastră ați spus că eu visez aici, eu nu visez, pentru că în proiectul Codului Educației noi venim cu niște soluții foarte concrete. Poftim? A visa nu este un lucru obligatoriu. Nu, e mai mult decât un vis, asta spun. Deci e ceva care deja se regăsește într-un proiect de acțiune. Sunt absolut convins că domnul Ciuvaga nici nu a visat că în raionul dumnealui absolut toate satele sau în afară de unul cu nume Ofca, agronom, nu l-am reținut? Ofca. Agronom. Agronom Ofca, nici nu știam că există un așa sat în Republica Moldova. Toate satele au grădinițe. Deci un vis care a devenit realitate. Domnul Ciuvaga, cum a spus, a lucrat foarte serios și a propus niște scopuri și le-a realizat. Pentru că, dacă se dorește, găsim și resursele și posibilitățile. De ce nu luați pe domnul Ciuvaga în calitate de formator pentru ceilalți din alte raioane ca să-i învețe cum? Domnul Ciuvaga este formator. Cred că mai mult timp petrece la Chișinău decât la Ungheni. Pentru că, tocmai din acest motiv, ca să discutăm cu ceilalți colegi din țară. Haideți să invit ultimul invitat în platoul central al emisiunii Bună Seara, pentru că pe noi ne interesează cum ajung acești copii în școală. Diana Căraoș, învățătoare de clasă de primare din orașul Chișinău. Bună seara, Diana, bine ai ajuns la noi. Vă rog să-i luăm. La ce școală profesați? Școala Grădiniță 152, orașul Asta Chișinău. Asta e în care regiune a orașului Botanica. Chișinău? La Botanica. Și vin copii în școala dumneavoastră de la Botanică, înțeleg. Noi neapărat. Noi avem copii și chiar din afara orașului Chișinău. Avem și de la Ialoveni și din satele din împrejurime, că nu este obligatoriu să fie direct de la Botanică. Din practica dumneavoastră, înțeleg că vin copii care au frecventat grădinițele, dar s-au întâmplat și copii care nu au frecventat sau nu s-a întâmplat. Nu, avem și copii care nu au frecventat grădinița din anumite motive. Și ați putea face o comparație? Care este pregătirea, diferența de pregătire între ei? Dacă e să compar copiii care vin din grădiniță cu cei care nu au avut posibilitate să meargă, ar fi o diferență. Dar, ca să fiu înțeleasă corect, chiar și de la aceleași grădiniță pot veni copii cu o diferită pregătire. Și când zic cuvântul pregătire, am să continu gândul doamnei ministru, nu ține de să știu să citesc, să știu să scriu. Ca să înțelegeți prin ce trece copilul atunci când vine la școală, am să vă dau doar un exemplu. Încercați să presupuneți dumneavoastră acum, că sunteți anunțați, că peste o perioadă veți merge în Japonia la stagiere, pe 2 ani. Ce o să faceți? O să mă bucur. Și apoi ce o să faceți? Sunt sigură că dumneavoastră nu o să începeți să învățați literele și nu o să începeți a învăța a le scrie sau a le citi. Primul lucru pe care o să o faceți dumneavoastră o să mergeți la cursuri de limbă japoneză.
ca să învățați să comunicați. Cel puțin să ziceți bună dimineața, să adresați niște întrebări, că o să stați 2 ani de zile acolo. Și aveți nevoie de relaționare. Iată, asta este primul lucru pe care trebuie să-l învețe copilul, să relaționeze, să comunice, să poată elementar să zică bună dimineața și să răspundă la binețe, să poată adresa o întrebare în momentul în care îi se explică ceva și el își dă seama că lucrul ăsta nu înțelege. Asta ar fi primul lucru, să înveți o comunicare relațională, pentru că actul de învățare este un act social. Cel de-al doilea lucru pe care o să-l faceți dumneavoastră, sunt sigură, o să discutați cu oamenii care au fost prin Japonia sau știu câte ceva despre ea. De ce? Ca să aflați diferite opinii și să vă faceți un algoritm propriu de comportament. Ce să faceți dumneavoastră? Este al doilea lucru care trebuie să învețe copiii. Să asculte diversitatea de opinii, să înțeleagă că e normal ca toată lumea să aibă păreri diferite și nu este obligatoriu ca ea să coincidă cu a mea. Să gândească critic. Și cel de-a treilea lucru pe care... Deci dumneavoastră înțeleg că pregătiți copii pentru o altă țară. Nu, eu pregătim copiii care să-și poată trăi viața acum și nu pentru viitor, pentru că viitorul nu cunoaște absolut nimeni dintre noi. Noi putem să-i oferim copilului ceea ce noi nu știm. Este o greșeală politică, viitorul este european categoric. Să dea domnul. Bun. Să înțeleg, dacă trecem la o discuție absolut serioasă, că este o diferență între copiii care au frecventat o grădiniță și cei care nu au frecventat o grădiniță, da? Toată lumea de aici recunoaște lucrul ăsta. Da. Este. Ce facem cu 2 copii din 10 în Republica Moldova care nu frecventează grădinițele? Nu-i facem oameni mari ca să traduc în limba campaniei despre care discutăm noi aici? Sau nu prea au șansă să devină oameni mari? Nu. Trebuie o atitudine față de acești copii care, din anumite motive, pentru că trebuie să recunoaștem că sunt motive, pentru că nu toți copiii merg la grădiniță. Motivul este și în familia, care nu a făcut tot, și societatea, care poate nu întotdeauna a creat până la capăt. Dar ceea ce se face astăzi, cel puțin, putem spune că eforturile, de fapt, merg spre aceea ca toți copiii să fie în grădiniță, toți copiii să parcurgă toate etapele acestea, ca să ajungă la sfârșitul, la finele studiilor secundare, pregătit pentru viață, pentru tot ce este. Pentru că, bine, un copil are un handicap prin faptul că nu a frecventat grădinița. Ceea ce spunea doamna învățătoare, trebuie ca acest gol să fie compensat în școala primară. Dar e mai greu. Dar învățământul diferențiat nu l-a anulat nimeni și trebuie să avem o atitudine să-i ajutăm pe acești copii să-i ajungă din urmă pe semenii lor. Eu nu cred că este chiar imposibil de făcut lucrul ăsta. Nimic nu este imposibil atunci când este o voință și o dorință. Da. Domnule primar, până la urmă copiii din sat, considerați dumneavoastră că de acolo veniți și noi toți suntem de acolo, dar s-au mai schimbat lucrurile de când am plecat noi de acolo. Sunt mai defavorizați sau nu? N-aș spune. Astăzi, la moment, sunt condiții pentru toți copiii. Cred că în majoritatea țării unii au posibilitate să îmblă la o grădiniță normală, la o școală normală, dotată cu toate cele necesare ca copiii în viitor să vină copii favorabili pentru societatea noastră. Am înțeles, avem un telefon. Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara, vă ascultăm! Mă numesc Viorica și am o întrebare. Deci, referitor la grădinițele din oraș, ce facem cu rândurile astea care sunt infernale și suntem obligați să ne programăm de la nașterea copilului, iar respectiv să discutăm că nu se dau mită la noi pentru ca să fie copilul primit. De fapt, ele se dau. Bun, eu nu am dat ca un copil care încă este mic, dar este vorba despre prieteni, nu știu, despre vecini care spun că de fapt se dau mită la direcție de grădiniță, nu știu la cine, mă rog, nu știu, dar se dă pentru a fi primit. Ce facem cu situația respectivă? Cine e în măsură să răspundă? Toată lumea trebuie să răspundem la întrebarea asta, pentru că mingea este în câmpul tuturor, nu în câmpul cuiva. Bine, doamna ministră, eu trebuie sunteți... să încep, da, din păcate. În primul rând, statistica oficială spune că în Chișinău noi avem un număr suficient de locuri pentru toți copiii, dacă comparăm numărul de locuri și cu numărul de copii de vârstă preșcolară. Acum, oricum avem rânduri și noi recunoaștem acest lucru și de ce se întâmplă. Un motiv... Sunt naturale sau artificiale? Sunt locuri reale. Nu, sunt și motive... rândurile, cozele de care vorbim. Deci acum și explic și dumneavoastră decideți. Pe de o parte, nu toată lumea merge la grădinița
din apropiere, deci acolo unde este spațiu arondat, pentru că există preferințe și atunci avem situații în care avem o cerere mai mare pentru anumite instituții și avem o cerere mai mică pentru alte instituții și de aceea se creează niște cozi. Și mai avem și problema localităților din apropierea Chișinăului, localități rurale care preferă, care chiar dacă au instituții în localitate, consideră că calitatea educației preșcolare la Chișinău este mai bună și preferă să-și aducă copiii aici. Și de aceea se creează acest dezechilibru. Evident că trebuie să găsim o soluție, asta înseamnă că trebuie să crească și oferta dacă cererea este mare. Și eu spuneam, în special la Chișinău, cred că trebuie să vedem unde sunt impedimentele când nu apare sectorul privat. Acolo unde este cerere, trebuie să fie și ofertă. Și trebuie să vedem și status să crească numărul de instituții, dar să vedem de ce sectorul privat nu oferă aceste servicii. Înseamnă că există niște impedimente de ordin legal, organizațional, nu știu eu, pe care noi ne asumăm responsabilitatea să le examinăm și să le eliminăm eventual. La Disporin se întâmplă cozile de care sunt la Chișinău? Fiind director de grădiniță, pot să confirm spusele doamnei ministru, cu adevărat, deci, dumneavoastră ați fost vizată, atacată. Sunt la Nisporeni diferă puțin activitatea din oraș, dar la general acum sunt alte timpuri, părinții sunt responsabili și atunci faptul că dacă vin și scriu cerere ca copilul să fie primit de mic, asta nu înseamnă că neapărat trebuie să dea mită. Scriu doar cerere. Și atunci copiii, atunci când au vârsta respectivă, sunt primiți la grădiniță. Am înțeles. Haideți, avem o reacție din public. Bună seara! Bună seara! Mă numesc Marina Bahnar, sunt din Chișinău. Eu am o întrebare. Există vreo statistică câți copii cu dizabilități frecventează grădinițele în Republica Moldova? Și ce se face pentru a asigura un schimb de experiență? De exemplu, doamna Cociu are o experiență în acest domeniu, da? De a incluziune. De a include acești copii în societate. De exemplu, nu ar putea ea să meargă în cel mai vecin raion, cum ar fi Strășeni, și să împartă experiența cu ei. Este o întrebare pentru doamna ministru. Și pentru doamna Cociu, vreau să ne spuneți, cum vin acești copii la dumneavoastră, în ce stare și cum pleacă din grădiniță? Adică la cei 6-7 ani se schimbă ceva sau rămân la același nivel? Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc! Vă rog! Nu știu dacă dețin cifra exactă, dar din câte mi-amintesc eu, noi avem în jur de 2000 de copii cu cerințe educaționale speciale care frecventează astăzi aceste instituții preșcolare. Evident că necesitățile sunt mai mari și asta iarăși este o sarcină pentru noi. Acum, cât de pregătiți suntem noi ca să lucrăm cu acești copii și cât de dispuși suntem să-i acceptăm, este un lucru valid nu doar pentru instituțiile preșcolare, dar și pentru cele școlare și noi am declarat mai devreme că suntem la etapa la care începem această pregătire a școlii pentru acești copii și trebuie să recunoaștem că o să dureze, pentru că peste noapte nu devenim toți specialiști. Noi, la nivel de formare inițială în instituțiile pedagogice, am început să introducem un modul pentru pregătirea acestor profesori și educatori, dar avem și mulți în sistem pe care trebuie să-i pregătim deja în faza de lucru. Avem tot felul de instruiri pentru acești oameni. S-a vorbit aici că nu există cadre, că nici nu putem să angajăm cadre specializate pentru acești copii. Vreau să vă zic că în proiectul Codului Educației avem aceste categorii, deci legea ne va permite de acum înainte să-i angajăm. Important este să fie disponibil, deci să-i avem pregătiți în societate, pentru că e un lucru nou, trebuie să recunoaștem. Deci nu există nici foarte mulți specialiști disponibili. Se lucrează, dar e o perioadă, o să ne ia ceva timp până o să reușim să echipăm și școlile și instituțiile preșcolare cu personal care știe cum să abordeze și cum să lucreze cu acești copii. Până la urmă, toți trebuie să știe. O să avem niște specialiști în domeniu, dar până la urmă, toți educatorii și toți profesorii trebuie să poată să lucreze cu acești copii cu cerințe educaționale speciale. Să răspundă doamna directoare la... Aș vrea să spun că deja noi avem experiență
inclusiv cu Strășeniu, cunoaștem că acolo este centru comunitar pentru copii cu dezabilități, doar că la noi este puțin diferită activitatea. Noi am inclus acești copii în cadrul copiilor din grupă fără nevoi speciale și participăm la cursuri. Avem deja ghidul care cu adevărat ne facilitează foarte multe informații și facilitează activitatea educatorului, poate cu adevărat să găsească strategiile abordate, să fie diferențiat individual cu fiecare copil în parte. Pe cât sunt de pregătit copilul, copiii depinde foarte mult de diagnosticul sau de nevoie specială care o are. Dacă copilul are o nevoie specială anume să fie de auz, văz, sau să găsesc metodele, strategiile și atunci să includ și părinții, cu adevărat copilul înregistrează succes și aș spune chiar din experiența noastră, nu este diferență între copiii cu sănătoși și copiii cu unele nevoi speciale. Îndeoseb dacă vorbim de copiii din familie social vulnerabil, chiar se încadrează foarte bine. La general, dacă au un diagnostic anume și aici ține de specialiștii dat, ar fi bine să-i avem în grădiniță, dar cunosc în codul educației este, sperăm cu adevărat să-i avem și în practică. Mai, vă rog, domnule Civadea și Mirea Diana, vă rog. Aș vrea să continui cele spuse la Ungheni, din 8 grădinițe, 2 s-au specializat în educație inclusivă, adică acordând servicii pentru copiii cu cerințe educaționale speciale. E mai greu rezolvarea acestei probleme în localitățile rurale, dar aici intervine rolul serviciului de asistență psihopedagogică. Deci aici, în cazul de față, putem să mergem, avem grupă mobilă care mergem în toate localitățile absolut, și în școli, și în grădinițe, și se acordă serviciile necesare. Dar anume, ideea incluziunii nu presupune crearea de instituții unde să-i grupăm pe acești copii. Ideea invers, să-i aducem ca împreună cu toți copiii, ca ei să se simtă la fel ca toți. Asta e ideea principală și să le putem să acolo. Și avem la Ungheni... Spunea doamna Cociu anterior că problema este în capul maturilor, nu a copiilor. Foarte corect. Și în capul copiilor care nu au cerințe speciale. Și iată, atunci când vom reuși să trecem peste acest paravan care îi despărțea cândva pe copiii diferiți, pe părinții diferiți, să spunem așa, atunci s-o... Dar în grădiniță noi avem și logoped, și kinetoterapeut, este, sunt grădinițe la Ungheni. Dar spuneți, se schimbă ceva în mentalitatea moldovenilor în acest sens? Pentru că noi de ani de zile, eu personal, tot am moderat emisiuni de genul ăsta și dacă... Vreau să știu, dacă nu lucrăm în van, se schimbă ceva? Se schimbă. Societatea, n-aș spune că cu o viteză mare, dar se întoarce cu fața spre aceste probleme și îi acceptă pe acești oameni, îi acceptă. Într-adevăr, este greu să îi acceptăm până când nu te lovești cu probleme concrete, dar încercăm să înțelegem pe oamenii, pe semenii noștri și părinte pe părinte și copil pe copil și exemple foarte multe avem. M-am convins că, într-adevăr, este un progres în acest domeniu. Am înțeles. Diana! Răspund doamnei care a adresat întrebarea dacă se face ceva la nivel de schimb de experiență, pe lângă faptul că sunt învățătoare, sunt și formator, lucrez cu educatorii și învățătorii și am lucrat și în proiectul ăsta de educație inclusivă. Și lucrurile se fac foarte încet, dar foarte bine. Și dacă a întrebat cum se simt copiii ăștia la intrare și la ieșire, din experiența instituției noastre, o fetiță cu paralizie cerebrală infantilă, un diagnostic foarte grav, care nu-și poate controla mișcările mâinii. Timp de jumătate de an s-a învățat la calculator să tapeze cuvântul mama. Asta pentru ea este un salt enorm, un salt gigantic. Și altă situație când un copil de 5 anișori, frecventând doar 3 luni de zile grădinița, a început să zâmbească și mama cu lacrimi în ochi vine și zice mulțumesc tuturor că ați făcut copilul meu să zâmbească. Cred că alte cuvinte și alte argumente nu mai sunt necesare. Adevărat. Zâmbetul unui copil cântă cel mai mult. Un telefon și revenim la calitatea educatorilor. Alo, bună seara! Bună seara, vă ascultăm! Alo!
Vă ascultăm, spuneți. Bună seara. Doamna Maria Filăpâncir. Am o întrebare către doamna ministru. Doamna ministru, după presupusul divorț care a avut loc la liceul Ievnescu din Hâncești, de la părinți în celelalte licee, s-au cerut câte 20 de lei pentru procurarea videocamerelor ca să fie pusă prin liceuri, mă știu, prin coridoare. Spuneți-mi, vă rog, de ce Ministerul Educației n-a alocat bani pentru cumpărarea acestor camere, dar a alocat camere, bani pentru procurarea videocamerelor pentru bacalaureat? Și încă o întrebare, spuneți, vă rog, de ce rutierile care duc elevi din alte localități, în afară de elevi, se urcă și pasageri, care pot să conducă la diferite neplăceri între părinți, elevi și oamenii care pleacă ca pasageri cu transportul pentru destinații elevilor? Vă mulțumesc! Deși și eu vă mulțumesc că sunteți alături de Bună Seara, deși întrebarea nu este la temă, o să rog pe doamna ministră să puncteze totuși niște răspunsuri și o să vă rog foarte mult să lăsați în regie aceste cazuri, dacă le știți, cu, pentru că știu că este interzis de lege urcarea altor pasageri în autocarele care transportă copii. Vă rog! Corect. Întrebarea este la Direcția de Învățământ, pentru că ei sunt cei care organizează transportarea elevilor. Ministerul Finanțelor alocă bani pentru transportarea elevilor. Mai departe, aveți dreptate, acest transport este doar pentru elevi și noi am venit cu nenumărate scrisori în acest sens ca să avertizăm administrația publică locală să respecte această doamna ministru, vă rog să lăsați un număr de telefon la care poate suna doamna din Hâncești și să probeze aceste lucruri pe care le-a spus și să luați măsurile de rigoare. E mai greu să las un număr de telefon acum, pot să vă las o adresă de e-mail la care puteți să scrieți, care se numește ministru@edu.md. Foarte simplu, deci, edu de la educație. O să rog colegii din regie să scrie această, să proiecteze pe ecran. Vă rog să o repetați pentru colegii mei, că ei scriu mai greu. ministru@edu.md. Vă mulțumesc. Foarte simplu. N-au mers la grădinițe la timpul lor. Bună seara! Vă rog să deschideți microfonul din dreapta, da, vă rog. Nu lăsați, nu-i faceți nimic. Pentru doamna director de la Nisporeni. În primul rând vrem să vă acordăm tot respectul nostru pentru că ați inclus acești copii cu necesități speciale în grădința dumneavoastră și vreau să vă întreb la ce nivel familia se implică, pentru că știm că dacă există un parteneriat eficient între familie și grădiniță, adică și instituție, atunci și procesul de incluziune este mai reușit. Cum părinții contribuie ca copilul lor să fie implicat în acest proces instructiv? Părinții, la fel ca și copiii, sunt foarte diferiți. Avem părinți care chiar se implică, avem părinți care, odată ce depistăm copiii, trebuie neapărat să lucrăm suplimentar, să discutăm, să argumentăm faptul că anume copilul trebuie să fie încadrat în grădiniță de mic. Și atunci avem exemple că chiar ne-a reușit. Exact, am avut o fetiță care locuia cu bunica, până la urmă am convins bunica, copilul a frecventat grădinița și s-a încadrat. La general avem și părinți foarte buni, cu părere de rău, care au copii cu unele nevoi speciale și chiar sunt gata să investească în acești copii, nu neapărat să obțină nu știu care rezultate, dar oricum investesc și chiar cunoaștem cazuri când acești părinți frecventează centrele contraplată de la Chișinău, dat fiind faptul că adică nu avem specialiștii în teren. Copiii, părinții se implică și vor ca copiii deja sau probabil la Nisporeni, nu știu, adică deja cunosc că trebuie să investească neapărat în copii. Adică noi am avut companie, am putut să informăm părinții, cu adevărat, trebuie toți copiii să frecventeze grădinița, toți copiii au dreptul la grădiniță, indiferent de nevoie specială.
Doamna ministră, am rămas dator cu o întrebare doamnei Maria din Vincer, care întreba de niște camere prin... Despre securizarea spațiului în școli. În primul rând, eu vreau să amintesc că Ministerul Educației în acest an a lansat o campanie foarte serioasă de combatere a violenței și abuzului față de copii și sper că toată lumea a văzut și a simțit, sper, efectele acestei campanii. Încă mai avem multe de făcut, dar noi suntem foarte serioși și o să insistăm în continuare. Noi am întreprins foarte multe măsuri ca să sensibilizăm, să-i sensibilizăm pe cei care lucrează în sectorul educațional și aici avem un caz concret în care s-a produs un incident după care s-a încercat să se securizeze spațiul școlar. Acum, cine trebuie să facă lucrul ăsta? Eu cred că din bugetul școlii se putea face, pentru că nu este o sumă atât de mare ca să cumpărăm aceste camere. Dacă părinții au vrut să contribuie, au putut să contribuie, dar acest lucru trebuie să rămână voluntar și aici revenim la discuția pe plățile neformale și apropo, la 10 decembrie o să avem un eveniment prin care Ministerul Educației o să prezinte constatările unui studiu pe plățile neformale și care este atitudinea noastră și care sunt măsurile pe care ne le propunem ca să reducem acest fenomen sau cel puțin să-l încadrăm în niște limite legale. Acum, nu vreau să punem în aceeași oală măsurile pe care le-am luat noi pentru a asigura corectitudinea la BAC, pentru că noi am spus-o și eu repet aici că credem că este foarte important să asigurăm corectitudinea evaluării, chiar dacă asta costă. Există o analiză cost-beneficiu. Cu BAC-ul vă propun să ne întâlnim într-o emisiune separată. Intrăm pe un teritoriu minat. Pentru securizarea camerelor, cum spuneam, e un caz particular. Putem să discutăm dacă această achiziție a putut fi făcută din bugetul școlii. Eu cred că da. Dacă nu, părinții puteau fi implicați doar în bază voluntară să contribuie la acest lucru. Dar e important să securizăm spațiul cu camere, cu ușier sau cu alte măsuri care să nu permită oamenilor străini să intre în instituție și să nu permită chiar în instituție să se întâmple abuzuri față de copii. Am înțeles. Încă o intervenție, microfonul alb, te rog. Bună seara. Se cunoaște că pe an ce trece, tinerii specialiști tot refuză sau, în anumite motive, nu vor să lucreze la sate. Ce va face statul sau în competența cui este ca să motiveze să plece să lucreze cu acești copii? Mulțumesc! Și îți mulțumesc că m-ai adus în albea în care eu îmi doream lucrul ăsta. Doamna ministră, ce va face statul? E o problemă mult prea complicată ca să putem să o discutăm aici sau să o rezolvăm aici. Noi am vorbit deschis despre acest lucru, că este cea mai mare provocare, atragerea oamenilor de calitate în sector și în special în educația rurală. Aici trebuie să venim cu un sistem mai bun de motivație, aici trebuie să venim cu un sistem de promovare în carieră, aici trebuie să venim cu condiții mai bune, inclusiv cum arată școala, cum sunt materialele didactice. Doamna ministră, dar cei care învață în afara contractului nu pot rambursa bani în acest fel, să se întoarcă în satul lor și să lucreze cel puțin 3-5 ani? Să știți, noi am promis că o să venim cu un program național care o să conțină inclusiv partea asta, învățământul pedagogic, cum facem mai atractivă aceste instituții, cum le facem mai atractive, dar ca să meargă omul la instituția pedagogică trebuie să știe că are un salariu bun. Și pentru spațiul rural avem astăzi niște măsuri de subvenționare, ele nu sunt suficiente, va trebui să le creștem, să le îmbunătățim, pentru că și în spațiul urban avem probleme, dar în spațiul rural probleme sunt mai mari. Case sunt, mai puțin sunt banii care vin în buzunarele tinerilor specialiști. Sunt și condițiile din afara școlii, pentru că știm că la sat nu e ca la oraș. Înțeles. Domnule Fripduleac, în satul dumneavoastră, cine sunt educatorii în aceste grădinițe? Sunt specialiști care au terminat în domeniul educației, sunt cu studii superioare, studii medii, speciale, care au o practică de lucru de zeci de ani de zile. Deci sunt buni. Sunt buni. Calitativi. Sunt buni. Și nu spuneți asta din simplu motiv că să vă voteze când va veni alegerile. Nu. Noi mai avem încă persoane care s-au angajat la lucru, dar nu mai sunt locuri. Sunt specialiști care au terminat institutul, stau acasă sau cu copilul sau din alte motive, dar n-au locuri de muncă la moment. Fiindcă și la școală și la grădiniță sunt suficient cadrele necesare. Este o problemă sau nu în Republica Moldova specialiștii care lucrează în grădinițele pentru copii? Nu. Este sau nu? Este problemă în domeniul preșcolar, cu adevărat, chiar dacă avem
cadre didactice și de cele mai multe ori vin cu studii de la școală. Adică de la preșcolari avem foarte puțin sau avem studii medii speciale. Chiar de an bun nu am primit un tânăr specialist, anul acesta am primit un educator foarte calificat și ne bucură acest lucru. Consider că dic și salariul atractiv ar fi bine, dar în același context bine să fie și condițiile create pentru angajați, să fie motivați, să fie stimulați și, nu în ultimul rând, să fie susținuți. Toate în complex. Toate vor veni, dar ceva mai târziu. Vreau să salut în studioul emisiunii Bună Seara pe doamna Lia Sclifos, manager al proiectului Parteneriat Global pentru Educație. Doamna Sclifos, ce înseamnă mentoratul în educație timpurie? Bună seara! În primul rând vreau să spun că proiectul despre care tocmai ați pomenit este unul foarte luminos și eu mă consider un om fericit că lucrez în acest proiect și că grație acestui proiect și grație donatorilor externi în Republica Moldova s-au investit peste 13 milioane de dolari în educația timpurie, în grădinițe. Și sprijin enorm pentru a face calitativ aceste lucruri a fost din partea UNICEF-ului și a Băncii Mondiale. Acum, dacă vorbim despre calitatea cadrelor, că vroiam să intervin atunci când vorbeați despre locuri în municipiul Chișinău la grădinițe. De ce vin din suburbii? Dacă în suburbii ar fi calitative serviciile, atunci ar rămâne acolo copiii și nu ar aduce în Chișinău, că este o problemă să mergi la o distanță mai mare. Deci omul merge mai spre bine. Sigur. Atunci problema este, calitatea totuși rămâne o problemă, calitatea educației. Și dacă vorbim de calitatea educației timpurii, atunci nu facem trimitere doar la cadrele didactice, dar și la părinți. Pentru că fără acest parteneriat foarte bun, este imposibilă o educație timpurie de calitate. Acum, ce este mentoratul? Este o idee mai nouă în Republica Moldova. Erau obișnuite cadrele didactice că odată la 5 ani, conform legislației, trebuie să facă un curs de formare ca să știe noutățile în domeniu, dar venind acasă, cadrul didactic era lăsat să decide singur. Va aplica ceea ce a învățat sau nu. Orice înseamnă mentoratul. Mentoratul înseamnă că imediat după un curs de formare, acest cadru didactic are niște planuri foarte clare ce are de aplicat în grădinița lui, în grupa cu copii, iar peste un timp anume vine la el mentorul, un cadru didactic mai experimentat, mai bine pregătit, care îl întreabă cum au avut loc activitățile, ce reacții au avut copiii, ce reacții au avut părinții și atunci sunt identificate potențiale dificultăți cu care se confruntă cadrele didactice și ele sunt ajutate să lucreze mai bine. Mentoratul, de fapt, este un mod de dezvoltare profesională la locul de muncă. Nu vine cadrul didactic la Chișinău să învețe ceva, dar învață lucrând, învață acționând, învață aplicând, având alături un sprijin de nădejde. Vă mulțumesc, doamna Sclifos, și eu vă mulțumesc că dumneavoastră și UNICEF întotdeauna sprijină inițiativele luminoase. Am preluat ceea ce a spus dumneavoastră. 13 milioane de euro, dolari investiți în viitorul nostru. Ultima intervenție din public, microfonul verde, bună seara! Bună seara! Îmi spune Viorel Sârbu, sunt un părinte din Isporeni. Aș vrea cu o sugestie să intervin pentru părinții care au mai intervenit și s-au plâns de anumite cazuri de siguranță sau nu știu ce. Trebuie părinții să încerce și ei să se implice. Dacă nu financiar, măcar psihologic, să pui și ei umărul, să lese cadre didactice să ocupe de educație și să încerce ei să ajute la celelalte probleme. Un caz chiar de succes, pot să spunem că e cu lucrarea dintre părinți și cadrele didactice preșcolare de la Nisporeni. Chiar se implică părinții, eu am onoarea și să-i reprezint ca președintele asociației și se întâmplă lucruri frumoase. Sunt proiecte la care noi chiar contribuim prin asociații, prin donații de la diferiți agenții economici, ca să ajutăm să facem lucrurile mai frumoase. Spuneți-mi, părinții, și mai bune. Dumneavoastră personal vă implicați financiar? Eu contribui chiar și de la firma la care activez, am
am contribuit, mai ales pentru ultimul proiect cu copiii mai mici de 3 ani, pentru că trebuie și contribuția categoric. Comunității. Categoric. M-am implicat și se implică și, și părinții. Dar aveți absolută siguranță că există un control al acestor bani, al acestor contribuții? Pot să fie altceva, nu numai bani. Noi controlăm. Pentru că noi strângem, noi controlăm. Dacă faci, dacă se vrea, se face. Se poate controla orice, orice amănunt. Cu atât mai mult că se face foarte transparent, contribuții nu se strâng bănuți cu bănuți, dar se fac prin virament, pe contul asociației și orice transfer se face cu, cu acordul părinților, mai ales când vorbe, e vorba de sume mari. Eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc, meritați toate aplauzele și știam dintotdeauna că, virgulă, codenii sunt fruntea țării. Da, mersi. 5 minute de emisie în direct, foarte scurt concluziile, de la stânga la dreapta. Vă rog. Educația timpurie trebuie să fie și de acum se ved și rezultate, o etapă importantă, o verigă care constituie lanțul educației în general. Codul educației lasă un teren larg pentru ca toți actorii sociali să se implice. Bineînțeles că în frunte trebuie să fim noi, cei de la educație, dar iată și exemplu spus de părinți, doar coagulând eforturile tuturor vom putea să facem față cerințelor timpului. Doamna Cuci. Eu ca conducător consider cu adevărat un conducător trebuie să vadă lucrurile reale și prin insistență, prin să implice cu adevărat părinții. Că atunci când părinții cunosc realitatea, se implică condiționat exact ca la nispureni. Vreau în primul rând să mulțumesc Ministerului Educației, fiindcă am beneficiat de două proiecte și sunt niște proiecte cu obiective foarte bine definite și care contribuie foarte mult la calitatea educației preșcolare timpurii. Și să mulțumesc colectivului, inclusiv să mulțumesc părinților și să sperăm că, că o să avem rezultate până la urmă în calitate. Și toți copiii vor beneficia de educație. Și vă mulțumesc, Iara Cărăuș. Copiii sunt cel mai frumos cadou pe care îl primim noi de la viață și investind în ei, de fapt, noi investim în viitorul nostru. Și ar fi foarte bine ca noi să conștientizăm lucrul ăsta și să ne unim forțele, toată lumea, și grădinița, și școala, și părinții, și atunci copiii ăștia vor avea șanse. Vă mulțumesc, domnul Petru Fricule. Ca să nu meargă legenda cu oile ca de pop tuns, aici vreau să vă spun că au contribuit toată populația din Comuna Scumpia, agenții economici, care chiar astăzi plecând în coace, domnul Bărlădeanu, care e lider în Scumpia, au contribuit cu o sumă de bani. Inițiativa de a vinde oilor a fost a dumnealui, prin cineva. E un lucru foarte bun și vreau să mulțumesc tuturor cetățenilor din Comuna Scumpia, fiindcă au contribuit și într-un termen foarte restrâns, s-a făcut reparația capitală la această grădiniță. Da. Copiii așteaptă cât mai repede să deschidem grădinița și sper că până la Revelion copiii vor fi în grădiniță nouă. Eu vă doresc din tot sufletul să se întâmple lucrul ăsta. Domnule Friculeac, să știți că este cea mai pozitivă veste, cea mai frumoasă știre pe care am auzit-o eu în ultima săptămână. Povestea acestor oi care sunt în grădiniță acum. Doamna Sandra. Eu sper că această campanie pe care am lansat-o noi de curând să ne ajute să mobilizăm toți actorii și administrația publică centrală și cea locală și profesorii și părinții și partenerii noștri din, de pe extern ca să reușim să creștem accesul pe de o parte, dar foarte important este să îmbunătățim și calitatea acolo unde deja există acces și avem de făcut foarte multe lucruri împreună. Și nu o să vă opriți. Nu o să ne oprim, evident. Înțeleg că sunteți foarte decisă. De ce nu? Dacă avem o problemă, trebuie să o rezolvăm.
Bun. Acum o glumă pe final de emisiune. Bucurați-vă că cei mici nu pot protesta. De ce? Noi ne place toți să aibă un punct de vedere și să și-l expună. Important este să aibă argumente. De acord. Abia aștept să dezbat și această temă, pentru că este una foarte importantă și chiar interesantă, dacă vreți, și din punct de vedere psihologic. Foarte scurt, vă rog. Având în vedere că toată lumea ieri, majoritatea cetățenilor au sărbători ieri, Arhanghelul Mihail și Gavril, cu permisiunea dumneavoastră, dați-mi voi să felicit toți cetățenii comunei Scumpia cu acest hram, să-l doresc mult sănătate, mult succes în viață și prosperitate. Vă mulțumesc foarte, foarte mult. Vă mulțumesc tuturor pentru această deschidere, pentru o discuție care am pus, sper eu, am reușit să punem degetul și pe rană, dacă ea există. Moldova 1 este parte a acestei campanii, vom merge împreună, vom vedea rezultatele. A fost bună seara, ne vedem vinerea viitoare. Bună seara!